Biblioteca Municipală George Radu Melidon a găzduit miercuri 12 octombrie, începând cu ora 16, un eveniment cultural de excepție, care a adunat zeci de romașcani iubitori ai literaturii. Lansarea celei de-a șasea cărți a scriitoarei Violeta Lăcătușu, membra a Uniunii Scriitorilor din România, a fost realizată de criticul literar Cristian Livescu, care a subliniat faptul că romanul Daria s-a bucurat de o primire excepțională la târgul de carte Libris de la Piatra Neamț. Romanul Daria figurează în selecția de cărți propuse pentru un premiu la ediția din acest an a premiilor Uniunii Scriitorilor din România. Romanul Daria, care a avut o întâmpinare foarte bună cu prilejul editurii Grigaru, și trebuie să vă spun de asemenea, și am să încep într-un fel recenzia asta pe care m-a invitat să o realizez, încep cu finalul ei, pentru că romanul Daria figurează în selecția de la Uniunea Scriitorilor, a Asociației Iași a Uniunii Scriitorilor. Jurul de acolo a reținut-o, jurul de la Iași a reținut-o în cadrul selecției pe care o face anuale și în curând vor fi premiile. Nu pot să vă spun, pentru că în calitate de președinte al acestui juriu nu pot să fac niciun fel de anticipare, dar în orice caz, romanul Daria figurează pe un raft foarte înalt și în orice caz vă puteți aștepta la o surpriză, o sărbătoare care să dubleze sărbătoarea de astăzi. Criticul literar Constantin Tomșa a subliniat și el valoarea deosebită a romanului, a cărui acțiune se petrece într-o societate pestriță, populată de o faună umană creionată de autoare cu un talent excepțional. Acțiunea romanului se petrece într-o societate în care mișură tot felul de indivizi și aceștia folosesc tot felul de expresii, dar în același timp mulți dintre ei își desfășoară activitatea într-o companie, într-o întreprindere, să zicem, de modă, de design, iarăși, vedeți, iar cuvântul. Ei, trebuie să știți că doamna Lăcătușu s-a documentat, altfel nu mi-explic, știe termenii, parcă a lucrat de când lumea numai în design. Înțelege? Toate astea. Ei, toate acestea dau culoare, dau substanță, dau valoare cărții. Profesoara Magdalena Anechită, colegă de catedră mulți ani cu autoarea, a subliniat faptul că titlul romanului Daria anticipează evoluția narațiunii centrată pe destinul unei femei. Personajele episodice țâșnesc cu o forță narrativă excepțională în prim planul acțiunii, lucru care de asemenea dă valoare romanului, a cărui autoare este considerată o continuatoare a romancierei Hortensia Papadac-Bengescu. Este o carte panopticum, o carte ca un diamant cu multe fațete, care ne surprinde plăcut prin unghiurile de vedere diferite din care poate fi abordată dieceza. Titlul, așa cum îl cunoașteți, anticipează evoluția unei narațiuni centrate pe destinul unei femei. Parcurgând însă epicul, veți observa cu surprindere că, de fapt, foarte multe personaje secundare sau episodice țâșnesc în prim planul acțiunii și îi uzurpă eroinei locul, dezvoltându-și, aș zice, stilizat, propriile lor romane. De aceea, păstrând proporțiile, aș spune că această carte este un Decameron postmodernist. Cu talentul recunoscut, Mariana Levărdă, actriță la Teatrul Dan Alexandrescu, a interpretat un fragment memorabil din roman, cel al întâlnirii personajelor la Iarbă Verde, lucru care a dat prilejul autoarei să le creioneze cu mare talent descriptiv personalitatea. Într-o voiniță, de partea cealaltă a șoselei, la vreo 15-20 de metri de ei, în preajma a trei corturi mari, se aflau două grătare alăturate, pe care sfâriau mititei, frăici, frigălui, cărnați, pulpe, zdravele, probabil de curcan. Fumul se văzuse încă de departe, deși nu anunța ca în vremuri îndepărtate hoardele tătarilor. În jurul acestor grilluri se agitau vreo patru bărbați în pantaloni scurți
înarmați cu unelte anume închițuite pentru o astfel de îndâlnicire. La oarecare distanță, lângă masa luiață plină deja cu platouri de antreuri, erau niște frigorifice și o căriță de plastic cu apă de izvor, plină cu sticle de bere și de alte băuturi autohtone. Un tânăr avea sarcina să răcorească gâtlejurile însetate ale gratargilor. Evenimentul cultural s-a încheiat cu o sesiune de autografe date de autoare numeroșilor romașcani veniți să participe la lansarea romanului Daria, care se înscrie, potrivit criticilor literare, în seria marilor realizări scriitoricești contemporane.